Viața de părinte este plină de etape frumoase, iar momentul primilor pași este unul tare emoționant. Specialiștii ne recomandă să alegem încălțămintea pentru cei mici cu mare atenție pentru ca ei să aibă un mers cât mai natural și armonios. Încălțămintea nu trebuie să fie neapărat scumpă, ea trebuie să le ofere, în primul rând, confort copiilor. Matei, mergem la cumpărături? A zis da. Să mergem! Încălțămintea potrivită pentru copii. La copilul mic e bine să îl lăsăm cât mai mult timp cu picioarele goale, mai ales în casă, nu neapărat afară, să simtă talpa, să simtă pământul, fiindcă ajută foarte mult la propriocepție, ajută la stabilizare, la formarea boltei plantare. Ar fi indicat să rămână descurs, fiindcă noi avem o serie de recepturi la nivelul piciorului prin care ne coordonăm stabilitatea, coordonăm mersul și de asemenea ajută la formarea bolții piciorului, la formarea musculaturii. Și afară, trebuie să aibă câteva caracteristici clare. În primul rând, trebuie să fie ușoare, fiindcă o greutate forțează piciorul copilului, un pantof greu forțează piciorul copilului și, de asemenea, există riscul să cadă. De asemenea, talpa trebuie să fie foarte flexibilă, ca piciorul să se îndoaie, să se muleze în timpul mersului. Vârful, botul pantofului să nu fie foarte strâmt, ca degetele să stea în poziție relaxată și pantoful să fie din piele sau dintr-un material prin care piciorul poate respira. Foarte important să nu stea piciorul strâmt, să nu forțeze degetele. Se spune că la fetițe, de exemplu, tendința este să luăm de când sunt mici pantofi cu vârf îngust și atunci favorizează, atunci când o să crească, favorizează apariția acelui mont, acelui halus valgus. Deci pantoful ar trebui ales cu o jumătate de număr sau un număr mai mare, astfel încât piciorul să stea confortabil, dar în același timp să nu-i alunece ca să nu se împiedice să meargă confortabil.